Titlul articolului pe care l-am scris în acest număr în 75 se numește Reteaming și ideea mi-a venit în urma citirii mai multor altor articole pe tema organizării echipelor. Acum chiar îi spuneam lui Bogdan la un moment dat, la început, chiar când a început sesiunea, că deja Ovidiu mi-a răpit jumătate din discurs povestind despre această diagramă. Problema cu această diagramă, care conține etapele prin care trece o echipă, de fapt un grup de oameni până când se transformă într-o echipă, a fost creat de către Tuckman, în fine, în 1965. Și acest model n-a cunoscut foarte multe modificări și întrebarea pe care mi-am pus-o a fost, măi, toate lucrurile care au intervenit între timp, toată dinamicitatea aceasta, toate faptul că avem echipe virtuale acum, o sumedenie de alte lucruri care se întâmplă diferit față de cum se întâmplau în echipele din 1965, nu au dus la schimbarea acestui model chiar deloc. E adevărat că pe lângă forming, storming, norming and performing, adică pentru cei care nu știți, prima etapă este cea în care cei care fac parte din acel grup de oameni încearcă să-și cunoască propriul lor și încearcă să cunoască rolul pe care l-au colegii lor. Inerent, încercând să lucreze împreună, se intră în partea de conflict și încep să apară o serie de conflicte denumită generic aici ca și storming sau în română răbufnire. Da? Pentru a plana o serie din acele conflicte, de obicei se impun niște norme, se impun niște reguli, pentru ca oamenii din echipă să lucreze mai bine împreună. Asta e faza de norming, iar dacă faza de norming reușește, atunci, în timp, echipa ajunge în faza de performare, de funcționare, la parametri maxim. Cumva se ajunge la acea idee pe care tot o auzim în Scrum sau în alte metodologii agile, self-organizing team, nu? Deci o echipă care se auto-organizează, oamenii știu foarte bine cu cine, ce specializări și ce expertiză au colegilor, când, în ce moment și cum pot să apeleze la ei și așa mai departe, de câte ori apare o problemă, știu cum să o rezolve și știu cu cine să vorbească. E momentul care convine cel mai mult managerului de proiect, de exemplu, pentru că el poate să plece liniștit în vacanță, echipa lucrează foarte bine și fără el. E bine, acest model ne spune ideal care sunt etapele prin care poate să treacă o echipă. Evident că am văzut și echipe care au trecut din forming, storming, nu au mai reușit să ajungă mai departe pentru că a fost un conflict permanent. Teoria spune că orice schimbare în structura echipei, adăugarea unei persoane noi în echipă, scoaterea unei persoane din echipă, mai ales dacă acea echipă este un lider din echipă, poate să ducă înapoi toată echipa respectivă în forming. După 12 ani, prin 77, s-a mai adăugat o etapă, se numea adjourning, adică destrămare. Pentru că s-a observat că motivarea echipei și performanța echipei depinde și de această fază. Faza în care proiectul se termină, grupul acela de oameni se va destrăma și atunci apar o sumedenie de alte probleme care afectează motivarea oamenilor din echipă. Una dintre etapele care lipsește însă, și de fapt despre asta este articolul de astăzi, este tocmai etapa aceasta de performing. O etapă în care echipa stă o perioadă mai lungă de timp și ajunge la un nivel de, dacă vreți, autosuficiență. Dacă lucrăm într-o manieră agile, la retrospective nu mai apar probleme, nu mai apar disfuncționalități, totul pare că merge perfect, nu mai găsim nimic de ceva ce am putea să îmbunătățim. Deci lucrurile par să meargă foarte bine. De fapt, acest lucru este un semn că echipa se află într-o fază de stagnare, stagnating. Este într-o fază în care se cultivă mediocritatea. Este o fază în care grupul de oameni, acea echipă, nu mai crește deloc și duce la o evoluție constantă, dar o evoluție constant mediocră. Și atunci, reteaming, de fapt, despre asta e. Cum să ieșim din această fază? E foarte interesant că, în paralel cu această teorie a lui Tuckman, a apărut o carte numită Group Thinking, la începutul anilor 70, în care se povestește tocmai despre faptul că după o perioadă lungă de timp, oamenii din aceeași echipă încep să gândească la fel.
încep să gândească la fel din comoditate, încep să gândească la fel pentru că nu mai vor să mă opună șefului, încep să gândească la fel pentru că nu mai au alte alternative. Și atunci se ajunge la riscul de a se lua niște decizii foarte proaste, pentru că oamenii nu sunt motivați să crească împreună ca și echipă. Și foarte multe dintre decizii se iau doar pentru a evita conflictele. Acum, Herodot, de exemplu, povestea că vechii perși cunoșteau lucrul ăsta. În Persia, de exemplu, atunci când se lua o decizie foarte importantă, ea trebuia luată și când toți cei care luau decizia erau treji și după ce consumau o cantitate oarecare de alcool. Și dacă și într-un caz și în celălalt decizia era aceeași, atunci erau convinși că decizia este bună. Altfel, vă încurajez să încercați atunci când... ei erau promotorii team building-urilor, da? Iarăși aici am un alt exemplu cu Alfred Sloan, care a fost CEO al General Motors și el a fost celebru și printr-o ieșire pe care a avut-o la un moment dat în comitetul executiv al companiei, când toți au căzut de acord asupra unei decizii foarte importante pentru companie și a zis, ok, se pare că toată lumea este de acord, atunci hai să oprim aici ședința, să ne vedem peste o săptămână, poate vine cineva cu contraargumente și înțelegeți despre ce e vorba. Da? Tot așa, era convins că acea decizie nu a fost luată pe baza unei gândiri și a unor reflecții foarte, foarte atente, ci s-a luat așa din inerție, ca și un rezultat al acestui group thinking, de fapt gândire colectivă. Mai recent, sunt niște studii foarte interesante care s-au făcut la MIT, la un laborator numit Human Dynamics Laboratory. Ei au făcut niște device-uri de genul acesta, device-uri care sunt dotate cu cameră, cu Bluetooth, cu accelerometru, etc., etc. Și ei au făcut mai multe experimente pe sute, cred că chiar mii de echipe, mai mari sau mai mici. Fiecare membru al echipei trebuia să poarte un astfel de badge, badge care colecta o sumedenie de informații legate de comunicare. Cât de mult comunicăm, dacă atunci când comunicăm cu altă persoană, comunicăm față în față sau stăm la o anumită distanță, dacă persoana cealaltă se uită la noi sau nu se uită la noi, detecta tonul, detecta intensitatea comunicării și așa mai departe. Ce nu reținea acest dispozitiv era conținutul. Deci nu erau deloc interesați în conținut, erau interesați doar de context. Deci cumva era similar cu a sta lângă ușa unei săli de ședință, fără să auzi exact ce se vorbește, dar auzind, de fapt, care sunt tonalitățile și modul în care se comunica. Și au detectat trei pattern-uri de comunicare care au spus ei că contribuie decisiv la performanțele echipei. Și au numit aceste pattern-uri energie, angajament, respectiv explorare. Ce însemna energie? Energia este acest cerculeț reprezentat aici grafic galben. Vedeți că aceste două persoane din echipă, nu, energia este foarte, foarte jos. Sunt mai multe persoane care au energia foarte mare. Asta înseamnă că este de fapt nivelul de comunicare. Cât comunică în cadrul echipei? Puțin sau mult? Peste medie, mult peste medie sau mult sub medie, pentru că se făcea o medie a energiei echipei. După aceea, angajamentul era de fapt comunicările unul la unul și sunt reprezentate prin aceste benzi, care sunt mai late sau mai înguste în funcție de timpul pe care l-am alocat comunicării cu cealaltă persoană din echipă. După cum se poate vedea în prima figură, sunt trei persoane aici care comunică foarte, foarte mult între ele și care par să coordoneze toată munca care apare în echipa respectivă. În celălalt model, angajamentul, dar și energia, pare să fie mai uniform distribuită. Și ei au folosit toate aceste date pentru a putea să anticipeze, și au și făcut-o de fiecare dată cu succes, care dintre aceste echipe este mai performantă. Și întotdeauna echipele de genul acesta erau mai performante decât aceste echipe.
fără să știe care este natura muncii, fără să știe care este, de fapt, conținutul conversației și așa mai departe, doar măsurând acești parametri. Dar un alt parametru mult mai important este explorarea. Iar explorarea ce înseamnă? Înseamnă comunicarea cu persoane din alte echipe în afara echipei mele. Și cu cât nivelul de explorare este mai mare, cu atât echipa respectivă este mai performantă. Adică cu cât oamenii dintr-o anumită echipă au contacte și comunicare cu oameni din alte echipe, cu atât echipa din care ei fac parte este mai performantă. Asta înseamnă că dacă nu stai doar în cadrul echipei tale, chiar dacă suntem într-un open space și ne vedem mereu și comunicăm face-to-face și este comunicare osmotică, etc., etc., dar nu colaborăm și nu comunicăm cu oameni din alte echipe, riscăm să ajungem într-o stare de aceea de stagnare, de plafonare. Deci explorarea, ei au demonstrat că explorarea este foarte importantă aici. Chiar au avut niște rezultate interesante, pot să zic, că au arătat cum anumite companii au reușit să obțină performanțe crescute pentru foarte multe dintre echipele lor, doar schimbând ora la care membrii echipelor respective luau prânzul sau schimbând dimensiunea mesei. De la mese de 4 persoane au făcut mese de 10 persoane și astfel când luau prânzul erau obligați să stea la aceeași masă cu persoane din altă echipă și să comunice. Și se părea că din aceste contacte și de aceste schimburi de informații, din degajarea de energie în afara echipei respective, conducea implicit la o performanță ridicată în echipa lor proprie. Bun. Despre asta este vorba în reteaming. Acum, denumirea am păstrat-o în engleză, pentru că dacă ar fi fost să o traduc în română era reechipare, ceea ce înseamnă altceva. Regrupare, iarăși nu era ok, pentru că e vorba de echipă, nu de un grup de oameni, este ceva mai mult. Restructurare e doar la nivel de structură, dar este un termen introdus de Heidi Helfand, ea a scos și o carte, Dynamic Reteaming, în care povestește despre modalități prin care putem să creștem performanțele unei echipe, doar schimbând componența echipei respective. Da? Și a descris în cartea ei și am scris și în articolul meu, nu o să intru în foarte multe detalii aici, câteva dintre aceste practici. Un număr de 14 practici a identificat ea, practici care nu vă sunt neapărat străine, este vorba de, nu știu, schimbarea structurii unei echipe atunci când echipa depășește un anumit număr de oameni. Faptul că dacă o anumită persoană, că se ia o anumită persoană, un anumit coleg dintr-o echipă și se transferă într-o altă echipă și de acolo se aduce o altă persoană și se face chestia asta prin rotație odată la nu știu câte luni. Deci cumva o modificare artificială, conștientă a componenței echipelor. Sau pur și simplu formarea unei echipe speciale din oameni care fac parte din mai multe echipe pentru a rezolva o problemă particulară după care oamenii respectivi se întorc în echipele din care fac parte. Și toate aceste acțiuni induc un anumit nivel de dinamism în cadrul echipelor respective și ajută la ieșirea din faza aceea de stagnare. Și acum, în final, am găsit un filmuleț foarte drăguț care mie mi se pare că descrie foarte bine această teorie. Aici se vor da drumul la două bile de metal. Primul drum este un drum fără niciun fel de obstacole, un drum lin, un drum liniștit și evident este mai scurt decât celălalt drum care are fel de fel de curbe. Și haideți să vedem ce se întâmplă. Deci, practic, ce face reteaming-ul? Ne aduce o performanță mai crescută în cadrul echipei prin simplul efort de a plana anumite conflicte, dacă vreți, le putem pune în ghilimele, care apar între membrii echipelor respective. Deși fizica ne ajută să demonstrăm că reteaming-ul ajută. Evident, acest termen sau aceste practici sunt doar la început. Ce a făcut Heidi Helfand a fost doar să structureze puțin toate aceste practici. Probabil că vor mai veni alte practici mai interesante în continuare. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc!
Întrebări? Ai încercat ritmingul ăsta în practică? Și dacă da, care a fost cea mai mare provocare? Da, unul dintre lucrurile pe care le-am scris și în articol a fost ăsta, că s-ar putea ca mulți care citesc articolul să zâmbească așa ironic, să gândească, măi, în comunitatea noastră IT nu prea avem probleme cu chestia asta, adică retiming se face constant, fără să depunem noi prea mult efort. Nu... există o anumită medie în care oamenii stau într-o anumită companie sau într-o anumită echipă, după care vrând nevrând face astfel de modificări. Ideea e că e un exemplu pe care eu l-am mai dat și îmi place foarte mult. E cel cu o echipă care lucrează la un moment dat într-o cameră și lucrează foarte bine, sunt foarte ok și la un moment dat unul dintre ei merge până la alimentară să-și cumpere un suc. Și când se întoarce, zice, măi, e aer închis aici, mai deschideți geamul, că e nasol. Dar cât timp a stat acolo, nu și-a dat seama. Adică este evident că, la un moment dat, atunci când lucrurile stagnează și lucrăm împreună de o mare bucată, bună bucată de timp, se întâmplă niște lucruri de care nu ne mai dăm seama, care nu fac bine neapărat modului nostru de lucru sau a echipei noastre. Și atunci, chiar dacă nu restructurăm echipa de bună voie, cel puțin să aducem pe cineva din exterior care să vadă cu niște ochii unui om din afara echipei să ne spună cum mi se pare că merg lucrurile acolo. Și e important. Deci, răspunsul la întrebare este da, dar am făcut că am fost nevoit, nu că a trebuit eu să fac neapărat asta. Știu că în Three Pillar există acea rotație. Sunt niște practici care tocmai asta presupun rotirea oamenilor între echipe. Dar de obicei la cererea lor, nu pentru că sunt obligați. Crezi că acest termen nu tradus în românește ar putea să fie plafonarea echipei la un anumit nivel? Da, adică stagnare. Termenul de stagnare, plafonare. Că retiming e tocmai rezolvarea plafonării. Retiming, la asta se referă, să reschimbi echipa. Okay. E soluția, cumva. Bine, mulțumesc mult de tot.